Dumitru Bloț a muncit ani buni la ITM OLT. În aprilie 2014, când s-au făcut restructurări, a fost disponibilizat. Când ordonanța de urgență 77 a fost declarată neconstituțională, omul a solicitat instanței să dispună atât reangajarea pe post, cât și plata drepturilor salariale pentru perioada în care a fost ilegal disponibilizat. Pe post a fost reangajat, dar bărbatul își vrea și banii, nu cu țărăita, ci pe toți odată. Salariile nu mi s-au acordat nici până acum. Dânsul motivează o ordonanță, 83 din 2015, și îmi spune că mi-e își salariile pe 5 ani, de acum încolo. Ați făcut executare silită? Da, am făcut executare silită și sunt trei procese în derulare, patru de fapt, că am mai deschis dânsul 1. S-a pus poprire pe conturile instituției și acum așteptăm decizia instanței. Bărbatul susține că de la revenirea instituției este șicanat și discreditat permanent de conducere în fața colegilor. Pe 5 a a 2000, 16, a convocat tot personalul în sala de ședințe, i-a instigat împotriva mea, le-a spus că nu pot să-și mai... nu să reușească să-și ia salariile, că să vadă cum îi programează și nu o să mai aibă bani de pachetele pentru copii, așa, și că să se Comisia de Disciplină, pentru că eu am încălcat legea și mi-am încălcat obligațiile, obligațiunile, și mi-a cerut mi-a cerut ca să renunț la toate procesele și plângerile penale, că atunci voi fi altfel văzut și de dânsul și de colegi. Conducerea ITM Olt neagă acuzațiile bărbatului și susține că neplata drepturilor salariale, câștigate în instanță, s-a făcut doar parțial pentru că așa prevede legislația actuală. În plus, sumele de bani sunt repartizate și aprobate de Inspecția Muncii București. Ceea ce privește drepturile salariale, am solicitat ordonatorului secundar de credit de Inspecția Muncii, care este și organ ierarhic superior, întreaga sumă pentru a plăti titlul executoriu, însă am fost informați în baza unei adrese. Plata se va realiza astfel. În primul an se va plăti 5% din valoarea titlului executoriu, în al doilea an 10% din valoarea titlului executoriu, în al treilea an 25% din valoarea titlului executoriu, în al patrulea an 25% și în al le an diferența de 35% din valoarea titlului executoriu. Dumitru Bloț are de primit de la ITM Old peste 25.000 de lei. Până acum, din acești bani a primit doar 750 de lei. Cea mai mare parte din sumă urmează să o primească în 2020.